Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Bine ați venit tuturor! Deci vom face să vă faceți și voi folosi această cremă, deci 1-1-1, cu unt, cu smântână și cu ciocolată și să vă arăt cum se lucrează cu această cremă și din această cremă, dacă vă rămâne de la un tort, cum puteți face biscuiți. Și eu voi pune și un ou. Voi adăuga și stafide, ciocolată, nucă și puțină sare, ingrediente simple, amoniac am să pun, rom. Eu astăzi, la rețeta mea de biscuiți, voi porni de la această cremă, care este făcută cu frișcă lichidă, cu ciocolată albă și cu unt, deci cantități egale. Și aici am 50 de unt, 50 de frișcă lichidă și 50 de ciocolată albă. Vreți să faceți cantități mai mari, faceți, puneți mai mult, dublați sau triplați cantitățile. Vedeți, aceasta este crema de unt și să vă arăt cum se lucrează. Ia uitați, uitați ce frumos, vedeți? Se lucrează. Așa. Și o să o luăm, o punem într-un vas și adăugăm restul ingredientelor. Să vă arăt cât de bine se lucrează. Ia uitați. Sau folosiți. Este foarte bună pentru îmbrăcat torturi, pentru decorat. Așa. Uitați să facem și așa. Să mai strângem puțin. Vedeți ce bine se lucrează? Așa. Ia uitați. Acum, noi o să o punem într-un vas și o să adăugăm restul ingredientelor. Și dacă vă rămâne această cremă, dacă nu aveți, o să puneți pe foc 50 de smântână, adăugați când... Și acum. Eu voi lua această cremă și o voi pune într-un vas. Și acum adăugăm celelalte ingrediente. Având în vedere că punem puțin amoniac, să punem și puțină, cam o linguriță de zeamă de lămâie. Și coajă. Eu am coajă pusă cu zahăr. Și să punem și coajă de lămâie. Și acum vom avea nevoie de crema noastră de unt. Deci 50-50-50. 50 de unt, 50 de smântână și 50 de ciocolată albă. Un ou și vom pune 50 de ciocolată în interior, 50 de nuci, 50 de stafide, vom pune un praf de sare, circa 7 grame de amoniac, bicarbonat de amoniu, esență de rom sau rom, dacă lichior sau coniac ce aveți voi puteți pune în aceste fursecuri, coaja de la lămâie și cam o linguriță de zeamă de lămâie. Și făină cât este necesar. Așa. Eu am să deschid și deci dăm la 180. Și acum dăm deoparte și vom adăuga un praf de sare. Așa. Vom pune și ouul. Am să dau mai aproape să se vadă și ouul. Așa, amestecăm puțin. Bine ați venit în bucătărie la Camelia. Și toate rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți și rețete pentru săpunuri, și rețete pentru creme, pentru cum preparăm uleiurile medicinale, cum preparăm tratamente pentru păr, creme pentru față. Așa. Am amestecat așa bine. Ia să vedem o linguriță. Am să iau puțină coajă de lămâie. Deci aceasta mi-a mai rămas. Deci din lămâile rase, deci biologice, sau le spălați cu bicarbonat. Bine, bine, le frecați bine, bine, bine.
și le spălați și apoi radeți și puneți cu zahăr și se menține la frigider luni de zile când aveți coajă de lămâie. Așa. Și dăm deoparte și amestecăm. Așa. Adăugăm și romul nostru. Aici am așa într-un păhăruț de rachiu. Vedeți că am jumătate și punem. Acum fiecare pune după gust. Eu nu mai adaug zahăr, dar să gustați aluatul. Dacă credeți că ciocolata nu este așa dulce pentru biscuiți, mai adăugați 50 de grame, 30-40 de grame de zahăr. Eu nu mai pun. Eu am să pun tot, așa. Am să pun și amoniacul. Și am să adaug puțină zeamă de lămâie. Și am să storc așa puțin pe deasupra aici. Așa, cam o linguriță. Ca să stingem amoniacul. Bicarbonatul nostru de amoniu. Așa, și amestecăm. Acum începem să adăugăm făina noastră. Deci făină cât este necesar să avem un aluat potrivit de tare. Și să punem așa în sita noastră. Eu folosesc, cum am mai spus, făina de la Frumenta. Am văzut că se găsește și în România. Deci aceasta este. O folosesc și la cozonac. Să știți că este foarte, foarte bună. Așa. Adăugăm mai întâi puțină făină. Dăm deoparte, așa. Vedeți? Acum, voi adăuga și 50 de stafide. Voi tăia și ciocolata și nucile. Le vom, am să le pisez așa cu sucipiorul și apoi le punem în aluatul nostru. Așa, mai mari, mai mici, cum vă place. Așa. Aici avem compoziția noastră. Luăm nucile și le adăugăm aici în compoziție. Și cum am mai spus, gustați aluatul. Eu am pus doar 50 de grame de ciocolată în compoziție, deci în loc de zahăr. Și nu mai adaug zahăr. Așa, tăiem și ciocolata. O tăiem așa bucățele. Și o adăugăm în compoziția noastră. Așa. Și o adăugăm așa aici în compoziție, uitați. Să vedeți ce biscuiți delicioși facem noi astăzi. Așa. Și amestecăm. Și apoi mai adăugăm făină. Să-l facem pe masă de lucru. Și cum am spus, făina o adăugăm treptat. Așa. Punem aluatul nostru aici. Și acum adăugăm restul de făină, așa încet, și frământăm. Așa. Vedeți că aluatul este foarte mare, adăugăm până obținem un aluat potrivit. De tare. Și acum o să facem așa. Și o să tăiem, îi facem rotunzi și îi facem simpli. Așa facem biscuiți simpli. Și punem așa într-o tavă tapetată cu hârtie. Le puteți da orice formă doriți. Dar eu am să-i fac așa. Așa. Și am terminat. Și acum îi dau la cuptor. La 180 de grade, eu am pus și sus și jos. Deci am cuptor electric
Și uitați. Așa. Și lăsăm 15 minute. Și controlăm. Uitați. Cum arată. Ia să vedem cum sunt, dacă sunt gata. Sunt gata. Am să închid. Ia uitați. Vedeți? Biscuiți. Să încerc să și rup, să văd dacă reușesc. Că sunt fierbinți. Uitați cum arată în interior. Un deliciu. Este fiertat. Și aceștia sunt biscuiții. Eu vă pup, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem. Ne vedem și în altă zi cu alte rețete. Să-mi lăsați mesaje în comentarii ce rețete ați dori să facem în direct. Așa, vă pup și vă mulțumesc din suflet. La revedere, o zi frumoasă și multă, multă sănătate vă doresc, pupici!